Salut, prieten bun, regăsit din nou la un nou video tutorial. Eu mă numesc Bobby și ieri v-am prezentat cum se face un backup la Windows 7 fără niciun alt program, fără să ne folosim de programe ajutătoare, dar am folosit programul din Windows 7. Astăzi vreau să restaurăm sau să recuperăm, să zicem, programele care le-am avut când am instalat Windows. De exemplu, eu voi face niște modificări să vedeți totuși diferența între recuperare și ce este acum. Să zicem că vrem să punem niște gadgeturi pe desktop, să vedeți totuși când facem restaurare. Atunci nu mai avem gadgeturi pe partea dreaptă a ecranului, ci o să fie așa exact, nu o să fie exact ca și acum, o să fie exact cum am făcut backup-ul față de ieri. Ăsta este backup-ul făcut de ieri. Vedeți că are numai decât două programe pe desktop. Și acum eu o să mai adaug niște programe ca să vedeți diferența între ele. Pentru asta o să punem niște gadget, adică niște icoane cu, să zicem, punem vremea, dăm dublu click sau butonul în dreapta a mouse-ului, dăm add, sau alții cum zic add, normal să zice add, punem ceasul, să zicem, și ceva imagine de slideshow. Bun. Hai să schimbăm totuși imaginea la acesta, să vedem cum se face. Bun. Să zicem că punem acest background aici. L-am pus, vedeți că are altă imagine. Hai să mai instalăm ceva program. Pentru asta o să pun un pic de pauză, că trebuie să intru pe sistemul meu real și după aia revin. Am revenit, am vrut să iau doar PowerISO, un program foarte bun, acest PowerISO. Vreau să instalez acest program. Next și dăm close. O să înceară un restart la calculator. O să dăm un restart. Bun. Unde? Și dăm OK. O să se reseteze pentru că așa este la acest program. Întotdeauna. Ca să-și facă setările după ce se dă restart. Vreau să vă spun că cu acest program care vreau să-l facem o recuperare, vă arăt și cum se face. Vreau, în primul rând, când facem această recuperare, o facem de pe CD, nu ne folosim de backup-ul care este, adică imaginea de backup care este direct în calculator. Să zicem că nu se mai deschide deloc calculatorul, Windows-ul, adică calculatorul să zicem că se deschide, dar nu mai intră în sistem normal și vă apare ecranul negru sau vă scrie ceva gol. Vă scrie ceva pe ecranul acela că sistemul nu mai poate funcționa. Și cu imaginea de sistem care îl vom crea din Windows, direct pe CD, cu acela putem să recuperăm Windows-ul fără să instalăm din nou. Așteptăm până se termine de făcut setările. Pardon. N-am mai setat vremea și ceasul, așa că nu este cazul.
Bun, ca să facem imagine de sistem PCD, mergem în Start, v-am arătat și ieri, în Control Panel, dăm la Backup Resistor. Dacă nu va apare așa ceva, înseamnă că e de aici, la categorii, vedeți, dăm la categorii și dăm Large Icons, dăm la Backup and Restore. Eu acum și creăm un sistem, o imagine de sistem PCD. El o să înceară CD-ul ca să-l facă pe CD, dar eu nu am în acest moment CD, dar am un format ISO care îl voi pune în VirtualBox. Dar voi să zicem că ați făcut, cum se face, vă caut imediat, revin imediat, în câteva minute. Așa se face un sistem de recuperare. Eu sper că se va vedea acest video de pe alt site. Dăm play. Asta e de pe Windows. Cam atât a fost. Am vrut să vă arăt acest video cum să vă faceți o imagine de sistem pe CD și să revenim la oile noastre. Să zicem că ați făcut, ați băgat CD-ul, ați făcut la creare, cum au zis, și în acel video. Punem aici, dăm create disk și atunci se face mai câțiva pași mai trebuie să faceți până spre finalizare, nu au arătat ei cum, dar nu este complicat. Să zicem că ați făcut. Bun, noi am instalat anumite programe, imagini, să vedeți că după ce dau un restore, noi avem imaginea făcută cum era la început, cum am instalat Windows. Pentru asta o să dau Shutdown. De fapt, o să-i dau un shutdown ca să pun CD-ul cu... mă enervează când trebuie să aștept aici. Bun, eu acum să zicem că punem CD-ul. Voi pune CD-ul, eu o să pun o imagine în ISO ca să vedeți cum o să vă apară vouă băgați sistemul de imagine pentru a recupera Windows-ul. Bun, să vedem unde l-am pus, cam prea multe. Acesta. Eu am pe 32 bits, așa că se poate și pe 64, dar eu am pe 32 bits. Dăm Open și OK. După ce am dat... Pardon. Voi, după ce ați butat de pe CD, este foarte important să butați de pe CD. Intrați în BIOS, dacă cumva nu vă citește CD-ul, intrați în BIOS la Boot Device și de acolo selectați ca și când selectați pentru Windows când vreți să booteze de pe CD. Așa faceți și cu CD-ul Rescue Media. Butați, salvați aplicația din BIOS F10, Save and Quit și atunci când o să vă apară Press Any Key to Button, apăsați pe orice tastă și atunci o să vedeți cum va apărea ca și aici. Să zicem că ați băgat CD-ul. Aici ne zice să apăsăm pe orice tastă, apăsați Enter sau nu contează ce tastă. Să zicem că v-am zis, dacă s-a stricat Windows-ul și nu mai... sau nu chiar Windows-ul, să zicem că nu s-a stricat, dar nu vă mai merge anumite setări, vă apare și fel de erori când deschideți programul, nu mai puteți șterge acel program. Cu
System Recovery putem repara această eroare, să mergem în timp înapoi ca să facem setările cum au fost în ziua precedentă. Dăm Next. Degeaba alegem altă limbă, mai bine îl lăsăm English sau USA. Așteptăm până face căutarea. Bun. Îi dăm Next. Și aici ne întreabă să reparăm, să restaurăm, să recuperăm, să facem o verificare la memorie, diagnostic și command prompt. Dar noi vrem să restaurăm programele care le-am avut înainte când am instalat Windows-ul. Nu vrem să recuperăm, că nu am pierdut nimic. Dar numai dacă pierdem un program, atunci îl putem recupera cu System Image Recovery. Acum noi vrem doar să restaurăm, să aducem programele care le-am avut la început când am avut Windows instalat. Dăm pe System Restore. El acum va căuta. Dăm Next. Aici ne arată ultima dată când a fost făcut update în 11.11, adică ziua de astăzi. Și ca să vedem celelalte date, apăsăm pe icoana asta unde Show More Restore Points. Și aici avem fiecare dată când a fost făcut backup. A fost în data de 2 făcut, în 9 și în 10 și în 11 în mod. Să zicem că vrem să recuperăm data din 2. Eu oricum n-am făcut backup. Dacă dau Next, o să-mi apară o eroare. Bineînțeles, aleg din data de 9. Hai să vedem dacă pot. Nu. Bun. Aleg din data de 10 la ora, adică de ieri, vreau să recuperez datele care le-am avut și dăm Next. Dacă nu merge asta, mai este unul de aici, nici asta, asta sigur va merge. Dăm Next. El va face, zice, confirm your restore point, your computer will be restored to the state it was before the event in description file below. Acesta va recupera fișierele, programele, înainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat cu calculatorul respectiv și va recupera în sistemul C unde este Windows-ul. Dăm finish. Și ne zice că odată ce am făcut această aplicație, nu mai putem să întrerupem. Nu mai putem întrerupe și dacă ne întreabă dacă vrem să continuăm. Și nu putem să deangheze până nu se face restaurarea. Și atunci apăsăm Yes. O să dureze vreo câteva minute, dar între timp pun un pic de muzică ca să nu stăm pe un fundal închis, să zic, sunet.
Vedeți, după ce s-a restaurat cu succes, deci restore, sistemul restore complet succes, the system has been restored. Sistemul s-a făcut cu succes și restaurarea s-a făcut din data a 10-a, ziua de precedentă. Și zice că documentele nu au fost afectate și dăm un restart la calculator. Voi va trebui să scoate CD-ul respectiv, să nu mai pornească de pe CD și atunci voi scoate și eu cât de repede voi putea. Și o să vedeți că o să am setările din data din ziua precedentă. Adică cu o zi înainte. Să zic că mi-am virusat calculatorul astăzi, eu am făcut un restore și atunci mi-am refăcut Windows-ul fără să mă instalez din nou. Cu toate setările care le-am instalat atunci. Poate că zic de foarte multe ori, dar vreau să fiu cât mai explicit pentru fiecare persoană, fiecare care este la început, ca să înțeleagă despre ceea ce zic. Și o să vedeți că nu mai avem imaginea de fund la care am pus-o, nu mai avem gadget-uri care le-am pus pe în partea dreaptă, adică iconițele respective. De fapt, așa ar fi trebuit, dar a zis că noi ce programe punem sau instalăm nu vor fi afectate, chiar dacă le-am instalat. În mare parte. Dar vedeți că în partea dreaptă nu avem. Am avut PowerLisa instalat aici. Doar ne-a rămas imaginea de fundal. Atâta doar. Și așa am recuperat de pe CD Windows-ul respectiv. Noi am făcut un backup, am făcut restaurare de pe CD și n-am făcut din calculator, prin save mode, ci de pe CD direct. Cam acesta a fost video tutorial. Sper că ați înțeles ceea ce v-am arătat și dacă am vorbit prea mult, scuzați, dar vreau să fiu cât mai înțeles pentru fiecare. Vă doresc o zi bună, la revedere!